Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la știrile TV Giurgiu. Iată care sunt principalele subiecte ale acestei ediții. Unui șofer bulgar nu i-a mai ajuns șoseaua. Spitalul județean Giurgiu își deschide porțile. Ultimele bilete de tratament pe acest an. Mașinile înmatriculate în Bulgaria în atenția parlamentarilor. S-au pus în vânzare biletele la meciul Astrei de joi. Neatenția la volan a fost cauza accidentului de circulație petrecut luni după amiază în apropierea punctului de trecere a frontierei. Un cetățean din țara vecină a pierdut controlul volanului, a părăsit sensul de mers și s-a izbit de un pom de pe marginea drumului. Evenimentul din vecinătatea rambleului de cale ferată s-a soldat cu pagube materiale și amendarea conducătorului auto. Cauzele cele mai frecvente de producere a accidentelor de circulație continuă să rămână neacordarea de prioritate, depășirea neregulamentară, neadaptarea vitezei la particularitățile drumului și consumul de alcool. Lista cauzelor ce conduc la nefericitele evenimente de pe drumurile țării ar putea fi completată, însă doar una va mai fi amintită, pentru că ea a generat alt incident rutier, neatenția la volan. S-a întâmplat ieri după amiază, în imediata vecinătate a rambleului de cale ferată ce duce în Bulgaria, deci în apropierea punctului de trecere a frontierei în țara vecină de la sudul Dunării. Un cetățean bulgar a fost cel implicat în nedorită acțiune, ale cărui pagube materiale au fost sporite și de lovirea unui pom după părăsirea sensului de mers. Un cetățean bulgar, conducător auto, în timp ce se deplasa către rambleul de cale ferată, din cauza neatenției a pierdut controlul asupra autoturismului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac. Din fericire, în urma impactului, nu au rezultat victime, au fost înregistrate doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat de polițiștii de la biroul rutier cu aparatul etilotest. În urma testării s-a constatat că acesta nu era sub influența băuturilor alcoolice. Neatentul șofer bulgar, în vârstă de peste 50 de ani, s-a ales cu mașina avariată, dar și cu o amendă, constând în 4 puncte de penalizare și plata a 420 de lei. Cazul de ieri, după amiază, dovedește că neavenitele ceasuri rele pot să apară nu numai în dreptul tinerilor teribiliști, ci și în dreptul conducătorilor cu mai multă experiență. Idee inedită din partea Ministerului Sănătății. Deși medicii din toată țara sunt în prag de grevă, mai marii Ministerului Sănătății s-au gândit să organizeze ziua porților deschise la spitalele din țară. Giurgiuvenii vor avea și ei parte de un astfel de eveniment sâmbătă 22 august. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, la fel ca și alte unități spitalicești din țară, au primit o circulară din partea Ministerului Sănătății prin care sunt anunțate că sâmbătă 22 august se va organiza Ziua Porților Deschise. La Giurgiu evenimentul va fi organizat împreună cu Direcția de Sănătate Publică, iar giurgiuvenii care vor dori să vină la Spitalul Județean în calitate de vizitatori vor avea acces la unitatea de primiri urgențe, la laboratorul de radiologie și imagistică medicală și în cabinetele de ambulatoriu integrat. Acțiunea se va desfășura între orele 9:30-12:30, iar medicii care asigură asistența medicală prin linia de gardă vor prezenta oferta de servicii medicale generale ale secțiilor și vor dialoga cu persoanele interesate. La eveniment va fi prezentă și conducerea spitalului. Ministerul Sănătății își justifică inițiativa prin faptul că un asemenea eveniment ar putea rezolva problemele medicale dintre medic și public. Din păcate, ziua porților deschise a spitalelor din țară nu rezolvă și problemele sistemului medical românesc. Medicii și asistenții medicali din țară sunt în pragul unei greve, nemulțumiți de salarizare. Spitalele se confruntă cu lipsa medicamentelor, iar condițiile din unități nu se ridică la standarde europene. Totuși, Ministerul Sănătății își dorește o legătură strânsă între public și personalul medical, iar organizarea Zilei Porților Deschise reprezintă o bună oportunitate. Candidații concursului pentru ocuparea celor 48 de locuri disponibile de la ISU Giurgiu se află pe ultima sută de metri de probele sportive și scrise. Din cei 335 de candidați înscriși, doar 237 au reușit să treacă de testarea psihologică. Numărul candidaților care vor intra propriu-zis în concurs va fi stabilit după depunerea fișei medicale.
La începutul lunii august, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu anunța faptul că angajează 48 de subofițeri de această dată cu recrutare din surse externe. Sunt disponibile 48 de posturi în Giurgiu, Mihăile și Bolintin Deal, cele mai multe fiind de subofițeri operativi principali și șoferi. Pentru ocuparea locurilor vacante s-au înscris peste 330 de candidați. După testarea psihologică, în lupta acerbă au rămas doar 237 de candidați. Cel mai mare număr de respinși a fost înregistrată în rândul celor ce visau la un post în subunitatea de la Giurgiu, unde din cei 160 de candidați înscriși, au rămas acum doar 112. Numărul candidaților care vor intra propriu-zis în concurs nu este stabilit definitiv. Acesta poate fi micșorat odată cu depunerea fișei medicale. Concursul începe în data de 21 august cu desfășurarea probelor fizice în municipiul Giurgiu pe în parcul Steaua Dunării. Concursul va continua în data de 24 cu proba scrisă și în perioada 26-27 august cu susținerea interviului pe subiecte profesionale. Candidații au termen până pe 19 august la ora 15 să depună fișa medicală. Probele sportive vor consta într-o probă de abdomene și una de alergare de rezistență, respectiv 1000 de metri la bărbați și 800 de metri la femei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu a tras linie după mai bine de o lună în care s-au înregistrat temperaturi extreme. 50 de angajatori au fost verificați dacă respectă condițiile de muncă pe timp de caniculă, iar doi dintre ei au fost amendați. Încă de la începutul lunii iulie, inspectorii în muncă au verificat modul în care agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza județului Giurgiu respectă prevederile legale privind protecția lucrătorilor în perioadele cu temperaturi ridicate. După ce au desfășurat acțiuni de control la 50 de societăți cu un total de peste 1000 de salariați, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă au constatat 27 de deficiențe. În această perioadă au fost sancționate cu un număr de 26 de sancții, avertizmente, precum și două amenzi în cuantum de 1000 de roni. Cât o amendă la câte 4000 de roni de agent economic. Printre cele mai frecvente deficiențe constatate s-au numărat nestabilirea de către angajatori a măsurilor pentru evaluarea riscurilor și pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor la temperaturi extreme, nerespectarea prevederilor referitoare la asigurarea măsurilor minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă și pentru menținerea stării de sănătate a lucrătorilor, dar și neluarea măsurilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor determinate de munca în condiții de temperaturi extreme. Giurgiuvenii care doresc să meargă într-un sejur balnear trebuie să se grăbească pentru că până la sfârșitul acestui an mai sunt disponibile puțin peste 400 de bilete de tratament. Față de anul trecut, valorificarea biletelor a avut mai mult succes. Peste 67% din totalul biletelor alocate județului Giurgiu au fost deja valorificate. Deși nu au fost valorificate în totalitate în anumite serii, biletele de tratament balnear rămân printre preferințele giurgiuvenilor care doresc să își petreacă un sejur în stațiunile balneare. Anul 2015 a fost unul bun din punct de vedere al valorificării biletelor de tratament. La sfârșitul lunii august va avea loc plecarea celei de-a 13-a serii, iar cei care doresc să se relaxeze într-un sejur balnear ar trebui să se grăbească, pentru că mai sunt disponibile 409 bilete de tratament împărțite în 6 serii. Aproape 3.000 de giurgiuveni au depus până în prezent la Casa de Pensii Giurgiu cereri pentru obținerea biletelor de tratament balnear. Pentru anul 2015 ne-au fost repartizate 2.646 de bilete. Până la această dată au fost repartizate prin sistem informatic 2137 de bilete, din care au fost valorificate 1439 de bilete, cu ceea ce reprezintă un grad de valorificare de 67,33%. Cererile primite până la această dată din partea pensionarilor sunt 2981 de cereri. Pot beneficia de tratament balnear în condițiile legii persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul public de pensii asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale ce reglementează dreptul la bilete de tratament balnear. În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie. În cazul salariaților care au
în luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. Venitul lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contribuției este de 50% din prețul biletelor de tratament balnear. Cei al cărui venit lunar depășește salariul mediu brut pe economie achită prețul integral al biletului de tratament balnear. După ce a fost respinsă de senatori pe motiv de discriminare, legea care vizează mașinile înmatriculate în Bulgaria revine în atenția parlamentarilor chiar în această toamnă. Legea vizează ca șoferii mașinilor înmatriculate în Bulgaria să circule pe drumurile din România doar 90 de zile pe an. Odată cu noua sesiune parlamentară din această toamnă, parlamentarii vor relua în discuție proiectul de lege care vizează interzicerea circulației pe drumurile publice din România a mașinilor înmatriculate în Bulgaria. Ideea a fost deja respinsă de Senat pe motiv că se face discriminare, în sensul că legea nu făcea referire și la mașinile înmatriculate în alte țări decât Bulgaria. Din acest motiv, inițiatorul, deputatul PSD Ioan Munteanu, intenționează să depună un amendament la Comisia de Specialitate. Dacă legea va fi aprobată de Camera Deputaților, șoferii care conduc mașini înmatriculate în Bulgaria nu vor mai avea voie să circule pe drumurile din România mai mult de 90 de zile pe an. Deși șoferii acestor mașini se declară nemulțumiți de inițiativa legislativă, statisticile nu prea sunt de partea lor. Foarte multe dintre accidentele rutiere cu consecințe grave au fost provocate de astfel de mașini, majoritatea vechi cu probleme tehnice. Potrivit Registrului Auto Român, în timpul verificărilor din teren, mai multe defecțiuni se identifică la mașini înmatriculate în Bulgaria față de cele înmatriculate în România. Sunt deficiențe la sistemul de frânare și la sistemul de iluminat. Și în ceea ce privește polița RCA sunt mari probleme cu mașinile din Bulgaria. Șoferii români care au ghinionul să fie loviți de o mașină înmatriculată în Bulgaria vor constata că niciun service nu le va repara autoturismul pe RCA-ul vinovatului, lăsându-le două opțiuni. Fie păgubitul își achită singur reparațiile, fie intentează proces împotriva companiei de asigurări din Bulgaria, proces ce ar putea dura ani de zile. Aceasta din cauză că majoritatea firmelor de asigurare din țara vecină nu achită daunele, situație care a dus chiar la discuții în cadrul Uniunii Europene de a exclude Bulgaria din Cartea Verde. Pe șoselele din România circulă peste 100.000 de mașini cu numere de Bulgaria, fără a plăti vreo taxă, așa cum fac cei care au mașinile înmatriculate aici. Olanda, Spania și Italia au rezolvat deja această problemă și îi obligă prin lege pe șofer să-și înscrie mașinile după 3 luni de la intrarea în țară. Neagut Juvara mai are un an și împlinește un secol de viață. Ipotezele de ordin istoric lansate de respectabilul român într-o serie de lucrări personale stârnesc diverse controverse și sunt uneori văzute ca subminând identitatea națională română. Cunoscător al mai multor epoci și al mai multor țări, istoricul, filozoful, romancierul și jurnalistul Neagut Juvara consideră că anii de comunism în România au adus mult rău țării. Neagu Juvara, reputat istoric, diplomat, filozof și romancier, provenit dintr-o familie aristocrată de aromâni, împlinește astăzi venerabila vârstă de 99 de ani și pe parcursul acestui aproape un secol de viață a dat dovadă de faptul că este omul care a avut posibilitatea de analiză a stilului și comportamentului uman în decursul istoriei. Chiar dacă unele ipoteze de sorginte istorică lansate în scrierile lui Juvara stârnesc uneori controverse, venerabilul component al familiei din care au făcut parte, la sfârșit de secol XVIII, oameni politici, diplomați și universitari de prestigiu, are argumentele sale când afirmă că epoca comunistă și chiar primii ani de democrație originală au făcut mult rău țării noastre. Eram foarte la curent cu tot ce se întâmplă în țară, dar mă înșelam. Adică mi-e închipuiam că românul o să, cum mi-l închipuiam, o să plece puțin capul cât trebuie ca să alunece pe el ca pe o mușama acest comunism și rea. Și când m-am întors, totuși mi-am dat seama că acești 45 de ani de comunism și aș mai adăuga și cei 10-15 ani de democrație originală a lui Ion Iliescu, au transfigurat poporul român. Trăitor timp de 45 de ani în Europa și Africa, pe perioada comunismului, Neagu Juvara pare a fi foarte aproape de cele petrecute în țară, iar afirmațiile celui aflat în exil până în 1990 sunt destul de curajoase când argumentează condiția țăranului din vremurile comuniste.
Se spunea înainte că era țăranul exploatat, de pildă cel care nu avea pământ, era exploatat de un proprietar că îi se dădea în dijmă și că nu primea decât jumătate. Dar comunismul i-a luat nu jumătate, i-a luat 80% din ce producea. Deci el s-a simțit furat și atunci a furat și el. Furtul s-a perpetuat în România post-decembristă, susține Giuvara, astfel că acțiuni nelegale de acest fel au ajuns astăzi să fie comise nu numai de țărani ca în regimul trecut. Că furau pe capete, era singurul mijloc ca să se întreține familia. Și s-a răspândit acest obicei că este logic, este normal să furi. Și lucrul nu s-a schimbat după 89-90. S-a răspândit ca o molemă, ca un foc de mirește pe toată țara, se fură de la Vlădică la Opinca. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giugiu au ajuns la final. Urmează informațiile din sport și meteo, iar apoi emisiunile Punctul pe I și Între da și nu. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine! Partida de joi dintre Astra Giurgiu și AZ Alkmaar este considerată o întâlnire dificilă pentru Astra, câteva statistici vorbind clar despre performanțele echipei olandeze. AZ Alkmaar este câștigătoarea două campionate ale Olandei în 1981 și 2009 și a patru cupe și a jucat aproape an de an în cupele europene din 2004 încoace, lipsind doar două sezoane din ultimele 11. Cea mai bună performanță din istorie este finala cupei UEFA în sezonul 1980-1981, iar în sezonul 2004-2005 echipa a atins semifinalele aceleiași competiții. Și în ultimii ani AZ a avut parcursuri extrem de bune în Europa League, reușind să ajungă în sferturi în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014. De cealaltă parte, trupa lui Shumudic a început bine campionatul și a reușit să se instaleze pe primul loc cu 14 puncte, după victoria cu Voluntari 2-1. Revenind la AZ Alkmaar, acesta se află pe locul 15 după ce a reușit să obțină doar un punct în primele două etape. În prima rundă a pierdut cu 0-3 în fața lui Ajax, iar în acest weekend a terminat la egalitate 2-2 cu SBV Excelsior. Alte cifre desprinse din statistici arată că diferența dintre cele două formații nu este atât de mare cum pare la prima vedere. Este vorba despre valoarea lotului, numărul de internaționali, media de vârstă și jucătorii străini. La ora actuală, 16 echipe sunt calificate direct în grupele Europa League. Este vorba despre Schalke 04, Napoli, Tottenham, Hotspur, Villarreal, Olympic de Marseille, Dnipro, Braga, Fiorentina, Anderlecht, Liverpool, Beşiktaş, Lokomotiv Moscova, Augsburg, Asteras Tripolis, FC Groningen și Sion. Meciul săptămânii pentru Giurgiu Ven rămâne partida turcoază Alkmaar din Olanda, care va conta pentru calificarea în grupele Europa League. Partida se va desfășura pe Marin Anastasovic joi 20 august, începând cu orele 19, și biletele de acces pe stadion au fost deja puse la vânzare, online pe eventbook.ro și la casele de bilete din Piața Centrală și Cartierul Tineretului, între orele 10 și 18. Ca și la partidele cu West Ham United și FCSB, un bilet la peluză costă 10 lei, la tribuna 2 20 de lei, la tribuna 1 sectoarele 1, 5 și 8 12-30 de lei, în timp ce la tribuna 1 central, sectoarele 6 și 7, prețul unui bilet este de 40 de lei. Oficialii clubului Astra mai anunță că biletele cumpărate online cu opțiunea ridică de la casele de bilete pot fi ridicate doar de la casele de bilete din Giurgiu, inclusiv în ziua meciului. Cupa Ligii revine în actualitate după ce astăzi la ora 11 la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a primului tur al Cupei Ligii Adeplast, ediția 2015-2016. La eveniment au participat în premieră alături de oficialii cluburilor și suporterii echipelor înscrise în competiție. Astfel au fost stabilite cele 6 meciuri din optimile de finale ale Cupei Ligii Adeplast. FC Voluntari, Astra, Pandurii, Dinamo, Concordia Chiajna, FC Botoșani, CSM Iași, CFR Cluj, Viitorul, CSU Craiova și ACS Poli, Petrolul. Steaua și ASEA Târgu Mureș nu au intrat în urne, fiind calificate direct în sferturi. Câștigătoarea ediției 2015-2016 a Cupei Ligii Adeplast la fotbal va fi recompensată cu 400.000 de euro, un premiu mai mare decât cel din sezonul trecut.
În plus, conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal face toate demersurile ca valoarea financiară a competiției să fie dublată și de cea sportivă. LPF dorește ca unul dintre locurile alocate României în Europa League să fie atribuit câștigătoarei acestei competiții. Anul trecut, ediția 3-a Cupei Ligii 2014-2015 a debutat pe 16 iulie 2014 și s-a încheiat pe 20 mai 2015. Astra Giurgiu s-a oprit în semifinale după 2-0 acasă cu Steaua și 0-3 în deplasare. În cealaltă semifinală, Pandurii a învins Dinamo, scor general 5-2. Câștigătoarea trofeului de anul trecut a fost Steaua, care s-a impus cu 3-0 în fața Pandurilor de la Târgu Jiu. Câștigătoarea nu a avut un loc asigurat în Europa League, dar a câștigat un premiu în valoare de 265.000 de euro. Tenisul de masă este unul dintre puținele sporturi care nu au intrat în pauza de vară, cel puțin la Giurgiu. Anghel Corbu, antrenorul de profil al CSM Dunărea, a participat în weekendul trecut la o puternică competiție desfășurată la Buzău. Se vorba despre Cupa Federației Române de Tenis de Masă, unde CSM Dunărea Giurgiu a participat cu juniorii 3 și copiii de 90 ani. A fost o competiție cu criteriul de selecție în vederea selecționării, formării loturilor reprezentative ale României pentru participarea la campionatele europene de mini cadeți din Franța, în septembrie. Tenismanii de la Giurgiu au avut o prestație bună și mai ales au avut ocazia să susțină meciuri puternice în compania unor adversari de mare valoare. Eu sunt mulțumit de rezultate, având în vedere că am jucat în fața celor mai buni jucători din țară. S-au prezentat 20-25 la fiecare categorie de vârstă, deci au fost categoriile de vârstă 10-11 fete băieți și numai 12 fete băieți. Astfel, sportivul Dragoș Carabulea, la categoria 12 ani, a obținut locul 10 la nivel național, la aceeași categorie venind pe locul 12 și Alexandra Pavel. O prestație deosebită a avut Marina Bănaru, care a ratat intrarea în semifinale de la scorul de 2-2 la seturi și 18-18 în prelungirile setului 3. Însă sportul merge înainte și tenismanii de la CSM se pregătesc deja pentru viitoarele competiții. Vom participa la campionatele naționale de copii, tot la Buzău se va desfășura. Este perioada, prima decadă a lunii septembrie, în care vom deplasa echipele de fete și băieți, copii 8-10 ani. Imediat după această competiție, o premiere, la sfârșitul lunii septembrie, în sala polivalentă, se va desfășura campionatul național Divizia B, echipe fete și băieți, în care suntem angrenați cu ambele echipe de seniori, fete și băieți. Miercuri vor fi intervale de timp în care stabilitatea atmosferică va fi mai accentuată peste zi, mai ales în jumătatea nordică a țării, iar noaptea, mai ales în sud-vest, în centru și în nord. Temperaturile rămân mai coborâte decât mediile climatologice nord-vest, nord, centru și est, caracterizând o vreme răcoroasă pentru această dată, chiar rece în nord și nord-est, cu maxime ce se vor situa în general între 17 grade, izolat în jumătatea de nord a Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Miercuri la Giurgiu, instabilitatea atmosferică e tot mai accentuată spre seară și noaptea și, drept urmare, mai ales atunci, cerul se înorează temporar și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile mai scad puțin și vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă, cu maxime în jur de 25 de grade. Astfel, în județul Giurgiu se vor înregistra 25 de grade la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 26 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu 14 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 751 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului 80%. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 5 până la 15 cm. Cota probabilă minus 51 de cm.